Raul, ai avut un reflex extraordinar acolo la 0-0. Ai văzut mingea aia? Ai văzut când a șutat din întoarcere jucătorul advers sau din reflex ai sărit? Nu. În primul rând, bună ziua. Sunt foarte fericit pentru această victorie. Am luat o opțiune serioasă să promovăm, să jucăm al doilea baraj. Sincer, eu nu știu cum a fost faza aia. O să mă uit acum, o să mă uit pe filmare. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am dus după ea. Am reușit să mențin echipa, să mențin scorul de 0-0. Imediat a venit golul nostru și ne-am simțit mai bine. După aia am fost puțin mai relaxați. Ai mai salvat o minge pe final, acolo la Pacionel, deși a fost fault în atac acolo. Da, și mie mi s-a părut fault, m-am dus până la capăt, din păcate n-a fluierat arbitru, e bine că a ieșit bine, că am bătut cu 2-0, n-am luat gol anul ăsta, sper să o țin tot așa în următoarele 3 meciuri. Cum a fost cu suporterii lângă voi? V-au dat încredere mult mai mare? Foarte frumos, pentru mine e prima dată când joc cu suporterii noștri alături. Da, sperăm să treacă pandemia, să treacă restricțiile, să vină lângă noi, pentru că avem mare nevoie de ei. Una e când joci cu suporterii, te împing de la spate și în momentele grele. Și iată că azi a fost de bun augur prezența lor. Emoții pentru retur? Eu n-am emoții la fotbal. Nu, de ce să ai emoții? La acest scor de 2-0. Emoții sunt mereu la fotbal, poate să se întâmple orice, dar noi suntem Steaua, ei trebuie să aibă emoții că joacă cu noi. Adi, până la urmă ai luat decizia corectă acolo la acea fază, să nu centrezi pe sus, ai centrat în fața porții, deși în SIA era în offside. Da, păi îți dai seama că ridic capul, mă uit și iau cea mai bună decizie. Acum știi cum e, dacă dădeam pe jos, dădeam gol, era cea mai bună decizie. Dacă am dat acum pe jos și am dat gol, asta a fost cea mai bună până la urmă. Eu îți dai seama, am ajuns acolo, încerc să dau cea mai bună. Nu contează cine, în SIA, Raul sau nu știu cine. Nu contează acolo. Ridic capul, mă uit, dau și uite că astăzi, din fericire, a ieșit bine. Emoții, un pic, ținând cont că era un meci foarte important? Am avut emoții, nici eu, nici colegii mei. Știi cum e? E un meci ca oricare altă până la urmă, doar că e presiunea asta că trebuie să câștigăm și așa mai departe. Noi oricum ne-am învățat cu victoriile, sunt fericiți și mai avem un meci. La 0-0 și Raul a scos două mingi foarte grele. Da, foarte grele și l-am felicitat cu toții. E un portar foarte bun, un portar de 2001 care are tot viitorul în față. Cum a fost cu suporterii lângă voi? Suntem obișnuiți, nu? Chiar dacă ei n-au fost lângă noi fizic la fiecare meci în acest campionat, au fost acolo, ne-au susținut. Sunt jos pălăria pentru ei, sunt poate cei mai buni din țară.